Bianca și Livian de la Puterea Dragostei au declarat că s-au despărțit, relația lor fiind acum istorie. Bianca și Livian de la Puterea Dragostei s-au despărțit. De altfel, Bianca de la Puterea Dragostei chiar a spus, zilele trecute, într-un live pe Instagram, că trece printr-o perioadă dificilă din nou, dar nu poate pleca acasă chiar dacă nu mai formează un cuplu cu Livian. Farzen, încerc să par fiindcă vreau să vă transmit o stare bună, pentru că dacă ar trebui să vă arăt starea mea, nu cred că ați vrea să mai fiu pe live. Ceea ce se întâmplă între mine și Livian. Nu știu ce se întâmplă real între noi doi, pentru că a trecut o grămadă de timp și cred că decizia pe care am luat-o este definitivă. E așa de greu. Simt că sunt într-o semn-depresie. În general am o stare proastă și acum că mai e și chestia asta cu coronavirus e și mai rău. A spus Bianca de la Puterea Dragostei Mari. Despre Bianca și Livian de la Puterea Dragostei este strict problema lor. Bianca și Livian de la Puterea Dragostei s-au despărțit. Mari, fosta concurentă care a fost prietenă bună cu Bianca și chiar confidentă acesteia într-o perioadă, spune că nu știe ce se întâmplă cu adevărat între cei doi. Nu știu dacă se vor împăca, ne red Bianca și Livian. Este strict problema lor, însă ciorba reîncălzită nu mai are același gust, a spus Mari despre relația lui Livian cu Bianca de la Puterea Dragostei.